Gedo ia, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 17 pe Barbă Neagră! Suntem pe stanția la Pacio, pe serverul nostru, cu așa dedicat și sunt cu Alin pe hartă. Iar eu acum sunt unde am rămas data trecută, practic, pe a noastră falsă pădure. Asta este o pădure pe care noi am făcut-o și e imensă. Deci, dacă vrem bani, pădurea asta este absolut, absolut imensă. Dacă mai țineți voi minte data trecută, noi am luat acest Ponce Scorpion și îl avem cu alea așa. Este neuzat, este doar puțin murdărit pe roți. Doar atâta, pentru că l-am transportat pe aici cu ce am venit și am tăiat și un lemn, doar așa ca să vedem care e treaba. Acum, eu vreau să văd o chestie. Eu nu știu sigur dacă butcherul ăsta al meu, butcherul, cum se numește, cred că trebuie să-l decuplez manual. Da, manual. Nu știu sigur dacă ăsta încarcă automat lemnele. Adică eu bănuiesc că nu încarcă, dar vedem. Work mode on, X. Și avem așa, stai puțin, cargo. Cargo, standard pallets, wool pallets, apple crates, meal cans, big bags. Chicken. Good. Ok. Egg box, barrels, square bells, round bells. Deci nu merge. Well, shit. Acum, vreau să mai încerc o chestie. Deci anume, pot să iau pe ăsta? Pot să iau pe ăsta? Pe ăsta pot. Pot să le iau și pe ăsta? Aparent nu. Dar dacă îl tăiem, de exemplu, pe ăsta și iau bucate mile, vreau să văd dacă butcherul nostru cară ceva. Ok, pe ăsta aparent îl pot lua, sunt îndeajuns de forțos. Și dacă îl punem aici, stai. Să-l mai cu grijă un pic. Opa! Ești de acolo. Bun, și-l punem așa. Nu! Vino mai cu eu. Mamă, se comportă foarte ciudat. Stai așa, cred că știu ce trebuie să-i fac, dar mai apare mânuța mea. Vezi, aici nu mai apare mânuța. Pic mai în față. Ha! Gata. Și dacă-i pun eu asta, el mai cade acum. Nu mai cade, s-a lipit! Gata, boys! Deci funcționează! Ok, următoarea ideea mea este să urc unul mare, să vedem dacă unul mare îl ține. Deci ăsta merge, ăsta funcționează, uei, ce tare! Ok, deci merge atâta timp cât punem Kinga, n-avem niciun fel de stres. Deci merge fără probleme. Acum, vezi tu, eu acum trebuie să cuplez manual și de fiecare dată trebuie să mă dau jos și să îl aranjez destul de bine. Bun, voi face aici o chită de lemne. Bun, avem la 11 metri selectat și vreau să selectez de pe Y la 6 metri. 6 metri este mult mai bine. Mult, mult mai bine. What? Avem un drum pe aici. Asta este o... ce este asta? Avem un drum pe stânga și pe dreapta. Ăla cred că este outline-ul terenului. Cred că pe acolo nu s-a plantat. Da, dă-l încoa. Dă-l încoa, te rog. Eu când fac chite de lemn, eu nu sunt prea atent, sincer, ca să le fac bine, gen toate în aceeași direcție, pentru că după aia când venim cu tractorul ca să luăm lemnele astea, sau poate dacă le luăm automat, cu vreo remorcă autoload, atunci chiar nu mai contează dacă le punem într-o anumită direcție pe toate sau nu. Deci, fuck it, cam asta este deviza noastră și inclusiv a mea și pur și simplu le tai pe toate la grămadă, indiferent dacă se intersectează sau nu. Chiar nu țin cont de chestia asta. Pic mai jos. Are. Dar ceea ce țin cont este ca tăietura să fie cât mai jos cu putință, pentru că așa îmi permite după aia să merg, uite, vedeți un exemplu foarte bun aici, practic roata mea este peste rădăcină și nu mai mi-a incomodează mersul, știi, nu trebuie neapărat să vin cu un stamina removal și să-mi deportez toate rădăcinile, deci nu trebuie neapărat să fac chestia asta, e foarte bine, e foarte ok. Nu știu sigur dacă pe harta asta noi avem instalat, vreau să mă uit să văd dacă am instalat o remorcă de forestry, de pădure, de lemne, care se încarce automat. Normal ar trebui să avem un confligel de ăsta pe automat, dacă am fi băgat ceva automat, dar nu avem. Avem mai tiranul ăsta, dar asta nu încarcă automat, cred. Da, asta nu încarcă automat. Rabound-ul ăsta, mamă, fraților, voi știți cât de bun este ăsta. Ăsta pur și simplu, am făcut mod review pe canal, pur și simplu îndepărtează orice rădăcină, orice lemn, deci cu ăsta chiar nu avem stres. Deci nu, trebuie să încărcăm manual pe aici. Da. Nu știu, poate băgăm o remorcă sau ceva.
pentru că încărcăm manual pe The Valley, The Old Farm, pe cealaltă serie noastră. Și cred că suntem cam sătui de acolo cu încărcatul manual. Nu știu sigur dacă vrem să o facem și aici pe stanția. Cred că vom opta noi pentru ceva mai automatizat sus. Lemnul ăsta e destul de mare, fraților. Ok, wow, ce s-a întâmplat aici? Ok, un pic ciudățel. Cred că a fost prins între doi copaci mai încolo și din cauza asta am pățit chestii nasoale. Bun, mai tai vreo doi copaci. Cam așa, pentru că trebuie să ne organizăm și noi un puțin tel, să vedem cam cum aducem lemnele astea și cum ne urcăm. Trebuie să vedem de o remorcă. Musai. Și probabil o să iau cea mai mare remorcă. Nu cred că o avem. Trebuie să uităm să vedem dacă o avem sau nu. Și luăm cea mai mare remorcă din joc. Dă-l jos de tot. Oh, ce frumos l-am tăiat pe ăsta. Jos. Ala este. Da, hai să le punem pe aici. Fuck it. Hai să o punem pe aici. Perfectos. Scoți foarte, foarte mult. Dacă ai copacii crescuți la maxim și tai la 6-6 metri, o să scoți foarte, foarte mulți bușteni. Deci e foarte fain ușag. Vârfurile astea nu prea aduc câștiguri, dar poți să-i rambound-ul ăla, cum s-o numi, de l-am arătat mai devreme în shop și cu ăla poți să-i elimini vârfurile, ca să nu te chinui cu ele. Bun, hai să vedem acum dacă noi avem în garajul nostru o de asta de forestry, o remorcă de pădure. Bă, eu nu cred. Singurul lucru de pădure ce l-avem este fix această. Opa, avem două remorci mari aici, dar nu le avem de lemne. Semi-bale este cealaltă. Și cam atâta, deci ne lipsește una de lemn. Și o să luăm una. Stai așa, cât costă aia? Bun, stai așa, mă duc la forestry. Frigerul ăsta e 17.000 de... Ha, păi puțin, mă, fratele meu, 17.000, ce e 17.000? White tires, nu, n-am nevoie, dăm pe bai, 17.000, perfectos, perfectos. Și acum doar ne teleportăm pe undeva pe aici, ar trebui să avem și un tir. Avem unul, nu, aia e remorca acolo. Am unul pe aici? Ar trebui să am unul pe aici, prin zonă. Dacă nu sunt ambele la descărcat, cred. Da, și să le mai teleportăm un pic pe aici, să vedem care este statusul. Deci avem unul băgat aici. Aș putea să le iau pe ăsta sau pe celălalt, pe manul celălalt roșu. Aș putea să mă duc și cu ăla. Dar nu știu exact unde e ăla. Ăla s-ar putea să fie pe aici, pe undeva. L-am văzut. L-am văzut. Ăsta e la 79%. Ok. Apoi, mie nu-mi trebuie să țin tirul acolo. Haideți să descărcăm combina și după aia venim să mă duc, de fapt, să iau remorca de la magazin și să o duc la pădure. Facem chestia asta. Care a completat, mă? Care a terminat? A terminat careva pe aici. Geo-ul ăsta din față a terminat? N-are cum. Asta n-are cum să termine. Și nu lăsăm manul acolo, lăsăm decât remorca. Și după aia venim cu un tractor, eventual două, ca să încărcăm tot ce e acolo. Atâta tot. Hai, bagă acolo așa. Eu ce am aici? Soia? Perfectos. Facem bănuței, facem bănuței. 270.000. Ne permite, puteți să mai cumpărăm jucării. Nu e problema. Dacă se poate mai mult, de ce nu? De ce nu? Ok, cât are asta în ea? Stai un pic să vedem și noi. 53%. 47, da. Atât are asta. Deci 53, 42. Perfect, it's nice. Nu știu exact în cât timp se umple combina asta. Eu sper să mă întorc cu manul. Văd că mai are două treceri. Eu cred că se umple în două treceri. Este? Oricum, are capacitate destul de mare, dar are și un header chiar uriaș. Așa că sunt toate șansele ca ea să se umple până venim, dar cred că suntem pe limită. Bun, i-am dat un decupletion și hai să mergem. Îi dăm bice. Vreau să mă duc la shop. Pot să mă uit? Cred că pot să iau pe scurtătură fără să stric ceva soia. Dacă o luăm acum. Uite acum, după ce se termină doiul cu alea, o iau fac la stânga și deja am intrat pe teren. Uite pe aici. Acum pot să-i stric puțin porumbul vecinul. Pot să aleg să-l stric sau nu. Un pic de frână și la stânga. Oh, wow, what the fuck, man? Am avut acolo un lag spike. Ceva de la server. Probabil s-a dat autosave sau ceva. Pe noi nu ne anunță când serverul își dă autosave, dar își mai dă. L-avem setat din 5 sau 10 în 10 minute. Mi se pare că e din 10 în 10 minute, dacă nu mă înșel. No, bun. Mergem, după aia trebuie să aducem și toată flota de tractoare, care o să fie, cred că, vreo două tractoare. Cred că doar atâta. Și dacă toți suntem, o să mai aduc un tractor gol ca să luăm și noi acel utilaj. Deci, fapt, știi ce? Ca să nu uit eu, o să-l cumpărăm acum. Cu utilajul ăsta,
Și dacă vă place Forestry, o să-l cumpăr, deci ăsta este absolut perfect. Skid Steer Loader. Bă, nu știu, îl vrem pe Skid Steer, pe Wheel Loader în niciun caz. N-avem decât două opțiuni, Wheel Loader sau Skid Steer. Hai să luăm pe Skid Steer. Și atunci, fuck it, luăm și un Skid Steer pentru el. Dar știi ce, luăm după aia când ne întoarcem, că acum o să-mi trebuiască manul. La cât e... 20% a ajuns combina. Cred că mă întorc. N-aș vrea totuși să promit ceva ce nu pot face. Dar cred că mă pot întoarce până se umple ea. Acum dacă merg foarte rapid, bineînțeles. Remorca acolo la pădure trebuie să o punem într-o zonă care să nu ne încurce. Și trebuie să o aranjăm bine, că după aia cam greu mai mutăm de acolo decât dacă aducem, bineînțeles, un tir. Și suntem cam în lipsă de tiruri acum, pentru că l-avem pe acela ocupat cu silici. L-avem ocupat cu silici, trebuie să mai vindem niște silici, dar prețul acum, momentan, nu este chiar cel mai bun pentru silici și din cauza asta nici nu vindem. O să ne uităm și la preț, dar întâi aduc manul. Deci mă grăbesc să aduc manul, după care o să ne uităm rapid și la preț și de asemenea să cumpărăm Skid Steer-ul. Asta avem noi de făcut acum. Și cu Skid Steer-ul ăla o să vedeți că facem foarte fain pacinea. Și practic luăm... Ah, fuck, trebuia pe aici. Practic luăm pentru a face mai liber... Bă, pot pe aici? Prin pădure, atâta tot. Nu e extrem de practic, dar mai facem și altceva. Și mai distrugem niște bucăți de... zi, domnule, de lemn. Din acelea foarte, foarte subțiri, care pur și simplu nu ne dau nimica. Acum, eu pe ăsta aș vrea cumva să-l pun astfel încât să pot totuși încărca și de pe parte și pe alta. O să-l pun așa și rămâne să mai tai din lemnele alea. Pot să-l pun altfel ca să încarc altfel? Nu, e ok așa. Ok, dau un decoplation și hai să mergem rapid. Trebuie să ne întoarcem în bază. E la 72% combina. Mamă, nu cred că mai ajung. Se mișcă prea repede, ești nebun. Decât dacă ajunge la capăt și decide să întoarcă. Decât atunci, opa, a terminat. A, nici nu trebuie să ne mai întoarcem repede, a și terminat. A, ce tare. Nice, oricum trebuie să iau remorca de acolo. Deci musai. Ioi, ce fain e. Ok. Deci practic două terenuri, două rânduri de alea ajuns la 78. Pui, și acum azi. A, nu n-a ba da, stai mă că era 43, mă uitam la Alin. Păi era 43. Două rânduri de soia, 43%, n-are cum. Doar 5 tone a scos noi de acolo? Băi, îmi vine cam greu să cred. Îmi vine chiar greu să cred chestia asta. Ok, trebuie să ne uităm. Că poate a terminat alta și am impresia că aia. Și poate Alin s-a teleportat în aia de unde am luat eu acum remorca. Îmi vine greu să cred. O să intru pe aici, pe la vecinul. Asta este toată zona asta, toată aria asta cu iarbă este a noastră. Este făcută de Alin. Practic aici nu era teren înainte pentru cei noi pe serie. Deci toată iarba asta ce o vedeți voi este a noastră. Putem să o transformăm oricând în bănet. Tare sau ce? Bun. Și unde este? Stai un pic. În dreapta pe și asta ar trebui să fie. Da, mă, uite, a făcut două treceri, nu? Sau a făcut decât una? Aaa, decât o trecere mai avea măi de făcut. Decât o singură trecere și a luat-o Alin. Ok, deci aia a fost la 60 ceva, cred că, nu? Cam așa. Nu știu unde a pus-o. Dar trebuie să mă duc să descarc. Și Alina 95, nu știu sigur unde e Alin. Oho, pe 14. Alin e pe 14. Well, shit, man, până pe 14 mai avem. Avem de mers până acolo. Combina, nu știu dacă a luat-o el și a dus-o pe 14 sau a luat-o și a băgat-o în bază și s-a dus cu cealaltă. N-am idee. Ideea e că noi acum terenurile le avem recoltate pe toate. Deci trebuie să mai punem la recoltat dacă vrem, bineînțeles. Dacă nu, ne băgăm la pădure și mai facem niște lemne pe acolo. Bă, nimic pe aici. Hai să luăm pe scurtătura. Asta este scurtătura. Ușurel, că avem încărcătură mare și avem greutate. Ala este... Și pe aici ar trebui să fie domnul Alin. Ia-o da la cilea. Ia-o da la cilea. Hai să-l descărcăm. Da, cred că e aceeași combina. Da, păi n-avea cum să se încarce doar cu atâta, știi? Bun, perfectos. Tragem și o poză faină. Uite așa. Pac! Ala a fost. Sau o altă poză de aici. Pac! Așa-l trag eu în poză. La cât e? La
40, sub 40 o să fie acum. Sub 40, perfectos. Lizardul ăla e cu silici la 100%. Lizardul este celălalt camion al nostru, celălalt tir. Deci ăla așteaptă să fie... Ok, hai să ne uităm puțin, că tot vorbeam de el, hai să ne uităm puțin de la prețuri. Și practic avem așa, prețul la barn, unde vindem bineînțeles baloții, putem să-l vindem acolo 521 de euro, deci putem să-i vindem acolo cum am văzut și până acum. Și mai avem prețul în creștere la biogas plant, nu știu exact că poate să ajungă ăsta de la 353, probabil tot până în 600, poate mai mult de 521, dar nu poate mult mai mult, deci... Depinde de noi dacă vrem sau nu. Bun, Alin aici mai are de recoltat, așa că cel mai bine ar fi, opa, stai, așa că Alin a plecat, deci hai să punem noi colea și asta pe automat și las remorca și tractorul aici ca să o descarce și pe viitor. Bun, hai să închidem țevuca și să realiniem combina. Ah, stai, gata, îi dăm un H, trească familia lui și acum ar trebui să funcționeze totul. Hai, fugi, fă-mă mândru, fugi măi, fugi! Bun, acum, un skid steer. Asta a rămas să facem noi acum. Skid steer loaders. De care vrem? Șenile sau roți? De care vrem? Vitezele sunt aceleași. 20 de km pe oră, ambele. Well, shit. Pe care o vreau? Pe care îl vreau? Chestia e că cu roți noi am tot jucat. Cu șenile, nu chiar atât de mult. Acum... I don't know, hai să fac it, hai să luăm și... Dar nu e, stai așa că și nilatul contează cai putere. Deci practic nu e nicio diferență între ăștia, 74 de cai putere ambii, doar că ăsta are șenile. Și ăsta e 50.000, aproape, și ăsta e 65.000, aproape. Deci, de unde e diferența de 15.000 de euro? De unde e diferența aia? Și chiar nu pot să înțeleg. În fine, iau pe ăsta, e varianta cea mai ieftină. A mi se pare foarte ciudată treaba asta. Foarte, foarte, foarte ciudată. Adică de ce? Pentru că n-am niciun avantaj la ăla. Nu e ca să zici că, bă, are mai mulți cai puteri și merge un picuț mai repede. Nici măcar atât, da. A, bun, în fine. Hai să mergem cu ăsta și pe ăsta îl voi duce la pădure ca să stricăm fragii și murele. Bun, sus, xilorul. Se cam lasă un pic, a? Se lasă? Se lasă pe față. Aia, poate aici era bună șenila. Poate avea mai multă stabilitate. Na, în fine, eu cred că merge și ăsta. Să conduce un picuț așa de la volan, e fain cu ăsta. Mamă, dar nu văd nimica. M-am răzgândit, schimbare de planuri. Nu vedem nimica. Bă, 20 la oră, nu-i de colo. Asta este. Tap, tap, taririrap. Așa mergem acum. Mă ajunge la din urmă, merge cu mai mult cu 20, merge. Hai să-i dăm un picuț așa pe dreapta, băgăm și niște avarii, să vadă lumea că suntem înceți. Și mergem așa, pe aici, ne preface și noi că suntem mașină. Și mergem, uite-mă, mă ia jeepanul. Mă ia jeepul. Stai mă că eu pe scurtătură, merge pe scurtătură, nu merge. Mârlănia mea nu funcționează pe un drum mare ca asta. Merge dacă avem mai multe curbe, merge să fii mârlanda așa, slăbuțel. No, bun, hai să luăm pe aici, o să închid și avoarile pentru că o să iau prin țărână, deci o să iau pe margine, nici n-are rost. A, uite și aici strada e ridicată, uite acum am observat. Ok, fain, interesantă treaba asta. That's nice, mi-ar fi plăcut să văd și un șanț pe marginea străzii, adică chestia asta cu șanțul este foarte populară atât în Rusia, cât și în România și în toată zona asta și apa aici. A Europei. Nu știu exact cum e în America de Sud, pe unde e stanția, dar să n-aibă ei niciun canal. Bine, că ei nu prea au, că n-au acum că stau să mă gândesc la ei, temperatura nu e așa, știi, adică precipitațiile nu sunt ca la noi. La ei plouă, dacă e să plouă des, dar nu plouă mult. La noi când plouă câteva zile și toarnă, frate. Dar la ei nu plouă mult, de unde și praf. Uite, îl vedem și pe aici. Și probabil din cauza asta la ei nu sunt șanțuri. Uite că nu știu cum e pe acolo. Poate în viața asta o să ajung și eu pe acolo, prin America de sus pe unde, sud pe undeva. Și atunci vă dau mai multe detalii. Cum o să fie pe acolo. Poate ajunge pe acolo, pe la Pablo Escobar, prin Medellin. E destul de interesant pe acolo, deși e super mega sărăcie, mafie, prostituție și o grămadă de chestii nașpa.
Dar în rest e fainoșag, așa, zi, țara e fainoșag, știi? E ca și România, de exemplu. Noi avem corupție, avem sărăcie, bine, noi comportăm cu MGI-ul, dar dacă nu iei în considerare toate lucrurile astea nasoale, țara în sine, ca și relief, ca și poziție, faptul că avem o poziție bună și tot așa, e foarte faină, foarte miștoacă. No, bun, hai să vă arăt cum funcționează asta, dacă nu l-ați mai văzut până acum. Practic este un motor care învârte o lamă foarte mare. Dacă îi dăm un B, aude. Exact, asta se întâmplă și putem să trecem foarte ușor pe aici. Trebuie să fiu atent să nu ating vreun lemn, că îl face să dispare instant. Uite ce l-am pus jos. Pac, ia uite, uitați-vă aici. Scoate rumeguș în 3, 2, 1, a și dispărut, să zic, rădăcina. E, s-a și dus. Asta este scopul, asta face, eu zic că este superb. Costă un picuț cam mult, sincer, pentru ceea ce face. Faptul că nu-ți dă profit treaba asta, ci doar te ajută ca să nu dai tu mai multe. Trebuie să-l încadrăm în chestiunile astea. Vedeți unde scrie negru în stânga și negru în dreapta? Îl scrie max. Deci în toată zona asta intră. Dacă eu încerc, de exemplu, cu partea laterală, nu funcționează. Apoi eu nu știu de ce e treaba asta, pentru că nu prea are sens de ce n-ar fi făcut-o așa mai mică, dar asta este. Și aici unde scrie max, dacă vedeți voi că am băgat pe mijloc, atunci funcționează. Da, e un pic ciudățică din punctul ăsta de vedere. Uite aici, pe margine nu funcționează, dar aici merge. Apoi eu nu înțeleg de ce l-a făcut așa mare, din moment ce nu funcționează tot. Știi? Îl un pic mai micuț. A, cred că știu de ce, cred că știu de ce. Acest utilaj mai are o chestie, cred că, da. Cred că știu de ce, cred eu că știu de ce. Stai așa, să testăm într-o zonă, vreau să vă arăt ce mai poate să mai facă utilajul ăsta. Da, mă, uite că nici nu m-am gândit la asta, oh my god, nici nu m-am gândit la asta. Ăsta are o chestie nouă, ce anume are Enable the Plow. Dăm pe X, vedeți chestia asta? Așa, și dacă îi dăm așa, Allow Create Fields, dăm pe Y, vedeți treaba asta? Și dăm turn on, o să avem următoarea chestie. Merge și așa dacă îl punem jos, ce fain. Apăsăm pe B și arăm. Voi vedeți chestia asta că noi arăm? Deci noi acum arăm, fratele meu. Deci asta e textura nouă făcută acum, ia uitați-vă. Eu ar acum. Ia uite, are și particule, mă, fraților, are și particule. Cât de tare e chestia asta cu particulele. Uite-te și tu. Acum, ia uite particule, ești nebun. Și tare. Bun, și dacă, de exemplu, nu-l pornesc, mi face textura fără pornesc. Da. Are chiar și sunet. Deci merge să ari chiar și dacă stam removal-ul nu este pornit. Și așa poți să faci drumuri foarte ușor. Practic ăsta are lățimea perfectă pentru un tractor. Ia uite. Și eu acum ar pe aici. Ăsta e teren arabil. Ia uite-te. A? Disable, gata, nu mai vreau. Destul de fain, destul de fain. Îmi place asta. I really, really, really like it. Bă, da, chiar are puterea asta. Dacă, de exemplu, mă dau un jos aici, are după aia putere să se ridice? Știu că, oh shit, știu că skid-stierele sunt destul de slabe. Hai da. Și telehandlerele sunt la fel. Și telehandlerele sunt foarte, foarte slabe. Hai că ăsta nu, e ok, a mers. La telehandler, dacă mai ai și greutate, ăla ai fost ăla, nu urcă niciun deal. Aici e foarte, foarte nașpet. Gata, mă, fraților, avem și așa ceva. Îl punem și pe ăsta, îl parcăm cu alea lângă butcher. Și pe aia rămâne să venim după aia doar cu tractoarele care sunt menite să urce tot lemnul ăsta în remorcă, să mergem să vindem, să mai facem și noi un bănuț. Bun, sper că v-a plăcut, iar până data viitoare, v-am salutat. Dacă îți place Barbă Neagră, acum poți avea un tricou, hanorac, mousepad sau căni cu modele originale și minunțios create să-i faci pe cei din jur invidioși. Țoalele conțin un material ultra rezistent la aer și este menit să sporească scorul în orice joc. Intră acum pe idei3d.ro/barbăneagră să vezi ce ți se potrivește.